Cursurile în școlile din Prigoria și toate activitățile culturale, sportive și de orice natură cu public numeros pe raza aceleiași comune din Gorj au fost suspendate, anunță oficialii locali. Asta după ce a fost identificat în zonă primul român confirmat cu noul coronavirus. În urma confirmării infectării cu coronavirus a unui cetățean italian, despre care s-a stabilit faptul că în perioada 18-22 februarie 2020 a fost în județul Gorj, am dispus convocarea în regim de urgență a Comitetului Județean pentru situații de urgență în vederea aplicării măsurilor care se impun în cel mai scurt timp în astfel de situații. În prima fază a fost inițiată o investigație epidemiologică cu privire la identificarea persoanelor care au intrat în contact apropiat, direct sau indirect, cu cetățeanul italian. Prefectul a adăugat că va fi continuată ancheta epidemiologică și recoltarea probelor de la persoanele cu care cei doi bărbați au intrat în contact. Este în desfășurare, după cum vă spuneam, investigația epidemiologică și în raport de rezultatele care vor fi prezentate de Institutul Național Matei Balș, vom ști ce pași următori avem de făcut în continuare în raport de câte probe sunt, cum sunt probele, rezultatele la probe de altfel. Victor Costache, ministrul Sănătății, a confirmat miercuri seară că primul caz din România confirmat de infectare cu coronavirusul COVID-19 este un bărbat dintr-o localitate din județul Gorj, care a intrat în legătură cu cetățeanul italian din Rimini venit în zonă în perioada 18-22 februarie. Această persoană de două zile este în izolare la domiciliu, am luat măsurile corecte, astfel s-a diminuat probabilitatea de a contamina și alte persoane și de asemenea vedeți toți cei șapte membri ai familiei sunt deocamdată negativ. Tânărul de 25 de ani din Gorj, depistat pozitiv cu virusul COVID-19, se află în prezent la Institutul Matei Balș din capitală, unde este izolat complet de restul pacienților.